Avem un prim ecran din prototip, o să creez repede încă două ca să putem să vedem felul în care se pot crea interacțiunile între mai multe ecrane și în general în, în Figma. O să numesc acest ecran funcțiune 1. O să adaug bara de titlu și bara de navigare în partea de jos. Vedeți că nu vin cu setările pe care le-am adăugat pe primul ecran. Deci nu uitați să bifați aici Fix Position When Scrolling și să legați de partea de jos, respectiv de sus a ecranului. Și voi adăuga doar o listă din aceste elemente. O să dau zoom in aici să văd ce fac și să văd acea grilă. Și o să îl copiez de mai multe ori după ce îl spațiez corect. N-am vrut să-i modific înălțimea. Din nou am greșit. Așa. Puteți să copiați un element, dar ținând alt pe tastatură în timp ce trageți de el. Și o să fac 5 instanțe, deci fac asta și mai lungă. Și ăsta este ecranul al doilea. Iar pentru al treilea ecran, tot așa, o să mai fac un frame. Funcțiune 2, pot să și copiez aceste elemente aici, dar trebuie să mă asigur că le văd. Bara de navigare trebuie să o mut manual, trebuie selectată din, din lista de layers, altfel nu o văd. Și doar o să adaug echivalentul unei imagini și un corp de text. Haide să vedem aici. Practic o să iau elementele de aici. O să le copiez din coace, dar o să le folosesc în altă structură. Rămân așa. Urmând să mai adaug niște text aici. Și asta este a doua pagină. În următorul video vom lega aceste pagini între ele prin interacțiuni simple.